Tragedie în Comuna Grădinari din județul Giurgiu. Un bărbat de 44 de ani a murit după ce un zid de beton s-a prăbușit peste acesta. Avem în față locul accidentului. Se pare că bărbatul era din Bolintin Vale și venise să strângă bani pentru a-și întreține familia. Ion Văduva se trezise sâmbătă cu noaptea în cap alături de fratele său pentru a merge la grădinari în căutare de fier vechi. A fost ultima dată când cei dragi l-au văzut în viață. La 90.000 9 lei, bani noi. Tu ce făcea și 100 de mii pe zi, 20 de lei. Dar pe aici nu se are unde să muncească, nu? Păi nu prea găsești cum să muncești, că toată lumea acum, dacă mai are ceva de făcut în curte, preferă să muncească el să facă, că cu criza asta cine și mai permite să mai plătească? Fostul sediu al Giurgiu Plast, firmă care producea prefabricate din material plastic, este astăzi o ruină, o parte din clădire fiind prăbușită. Urmele căutătorilor de fier vechi sunt vizibile, la fel și locul tragediei. În încercarea de a smulge bucățile din metal dintr-un perete fals, victima a scăpat din vedere plafonul. O placă din acesta s-a prăbușit peste bărbat, omorându-l pe loc. Angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu au apărat la o volă pentru a-l putea scoate pe Ion Văduva de sub placa de beton grea de câteva sute de kilograme. Intervenția a fost destul de dificilă, având în vedere greutatea plăcii de beton, iar intervenția a durat în jur de 2 ore. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost preluat în jurul orei 12 și 30 de minute din fața Serviciului de Medicină Legală Giurgiu, urmând să fie supus autopsierii. Rudele bărbatului spun că, în ciuda sărăciei, îi vor face totuși o înmormântare creștinească. Din câte se pare, în acest moment, clădirea dezafectată aparține unui afacerist grec, însă sunt voci care afirmă că acesta ar fi vândut unor persoane care să se ocupe de demolarea acesteia. Locul nu este împrejmuit și nici păzit. Tragedii de genul celei de sâmbătă putând avea loc oricând. Trebuie paznicul aici făcut, nu așa, uite, mai trece unul acum și vine și moare și el la întâi. Da? Cazul a fost preluat de către criminaliști care urmează să stabilească exact cauzele accidentului.